Nu noi ne alegem cel mai bun prieten, ci el pe noi. Este și povestea unui sportiv ieșan care și-a întâlnit cel mai bun tovarăș la ultramaraton. Nu este vorba de un alt concurent, ci de ultra, un patruped care l-a urmat pe o distanță de peste 100 de kilometri. La kilometru 69 acum. Și cuțulica asta se ține după mine de când am plecat de la start. Sper să avem ocazia să ajungem la finish amândoi. Ultra nu a primit zgarda, ci a câștigat-o prin propriile puteri la capătul unui ultramaraton extrem de dificil, o competiție la care nici măcar nu concura. Am mai văzut așa căței care alergau cu alergătorii și am zis că, bă, o fi de pe aici, nu e nicio problemă. Cele mai bune prietenii se leagă în cele mai dificile situații, iar ultra s-a dovedit a fi un tovarăș de nădejde. Probabil o simțit atunci a... că aș fi nesigur pe traseu și că ar fi mai bine să stea cu mine. Deși, dacă acum stau și mă uit în urmă, văd că a fost o comunicare între noi doi. Asta e ultra! Comunicarea l-a scos pe Adrian din impas. Se rătăcise de traseu și nu putea lua legătura cu prietenul său, înscris și el în competiție. M-a băgat înapoi pe traseu după ce l-am ratat. Am întrebat unde-i. Culmea că ea a înțeles și a luat urma și m-a dus pe traseu. Cei 105 km au fost dificili pentru Adrian, dar o misiune aproape imposibilă pentru ultra. Una pe care a dus-o eroic până la capăt. Acolo unde o aștepta mama ei adoptivă, iubita lui Adrian. L-am sunat pe Adrian, mi-a răsuns la telefon și a zis că nu-l mai interesează pe ce loc este, el vine cu cățelușa, indiferent cum, că o aduce în brațe sau nu, va trece linia de finish cu cățelușa. Nu știam ce e cu cățelul, dar știam că va fi al nostru, adică era clar. După ce a trecut linia de finish, ultra nu a câștigat doar o medalie. Adrian și-a ținut promisiunea și a adoptat-o. Faptul că ea a stat cu mine, a ajuns direct la inimă și am zis că dacă 70 de kilometri ai stat cu mine, nu se poate să te las acum. Doi ai lui Adrian, trei ai mei, ce locuiesc în casă, cei din curte sunt din curte. Și ia, deci practic o să avem 6 căței ai noștri. După o bine meritată perioadă de refacere, ultra va începe antrenamentele alături de Adrian.